Știam deja că există o chimie extraordinară între mine și copii. Nu stăm să învățăm doar între patru pereți așezați pe scăunele la masă. Mergem cu copiii în pădure de două ori pe săptămână. Păi și ce faceți acolo? Păi învățăm. Păi cum învățați? Despre ce? Mai vine o ploaie, mai bat un vânt, mai cade o creangă? Totul este despre curiozitate și fascinație în educație. În momentul în care fascinezi un copil, toate procesele minții încep să lucreze și și ale sufletului, le spun eu. Bine, v-am regăsit, sunt Ioana Ciurlea. Invitata mea azi la Oamenii Dimineții este Adina Horga, antreprenor în educație. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Și știu că undeva până pe la șapte ani răspunsul a fost prințesă. Nimeni nu-mi detalia ce presupune ace această meserie efectiv în viață, dar în afară de prințesă, altceva nu mi-am dorit. Eu sunt un copil care a crescut fără tată, am rămas doar cu mama mea și. Și mama mea a fost și mamă, și tată. Am avut parte, din păcate, de abuzuri verbale și fizice din partea tatălui meu, asta undeva până în jurul vârstei de trei ani. Am și asistat la destul de multe abuzuri asupra mamei mele. Cumva, primele amintiri. Sunt din acea zonă, și povestind cu mama mea despre ele, ele s-au așezat destul de bine acolo, în, în interiorul meu. Cu siguranță, ceea ce mi s-a întâmplat atunci, cumva pentru mine, a fost o alimentare a forței interioare pe care o simt și acum, la vârsta de 34 de ani. Și cred că viața noastră nu este făcută doar din evenimente frumoase și calde și blândețe. Acum, lucrând cu copiii, sunt și mai conștientă de rolul pe care ele le au în aceste experiențe. În dezvoltarea noastră. Uh -huh. Și felul în care le gestionăm contează enorm de mult pentru următoarele experiențe pe care le avem în viață. Un lucru pe care l-am descoperit în terapia pe care o fac deja de 5 ani de zile este că, într-adevăr, de la o vârstă foarte fragedă am devenit părintele părintelui meu. Și atunci, probabil, acest rol de părinte l-am fructificat. Eram educatoarea, învățătoarea, profesoara păpușilor mele, toate aliniate frumos pe lângă perete, în camera mea și așteptând ca eu să mă desfășor în fața lor. Mama mi-a spus atunci, tu trebuie să fii educator. Și eu am acceptat foarte repede, fără să stau foarte mult pe gânduri. Cumva știam deja că există o chimie extraordinară între mine și copii, indiferent de momente, momentul de joacă, moment de teme. Moment de îngrijire, pentru că trecusem prin câteva experiențe cu alți copii. Am urmat liceul pedagogic din Arad, școala de fete. Am început să urmez cursurile facultății de litere. Odată cu terminarea facultății la Cluj-Napoca, m-am întors în Arad, m-am căsătorit. Am lucrat ca educatoare în Arad la două grădinițe particulare până în momentul în care mi-am spus vreau eu să fac altfel lucrurile. Aveam o casă la dispoziție a părinților soțului meu din acel moment. Am început să ne vindem lucrurile adunate până la 22 de ani. Bijuterii, DVD-uri, o mașină. Am vândut tot și am pornit această afacere în Arad. În București m-am mutat pentru că îmi doream altceva. Am simțit că e o nouă etapă în viața mea. Am încheiat căsnicia pe care uh, o aveam de 5 ani de zile, aveam și un băiețel de 3 ani, dar uh, am simțit că joc cumva pe scena vieții mele și mi-am dorit să nu mai fiu doar un actor, ci să trăiesc realmente în, uh, în viața pe care mi-o doresc eu, începând și o nouă relație personală. Din punct de vedere a nu aveam absolut niciun plan. Și iată-mă pe mine, după patru luni de zile de București, începând să caut case pe care să le închiriez pentru grădiniță în acest mare oraș în care nu cunoșteam decât cartierul în care locuiam. A fost prima grădiniță deschisă în România pe un concept nou, pe un concept de forest kindergarten, ceea ce înseamnă că nu stăm să învățăm doar între patru pereți așezați pe scăunele la masă, ci ieșim destul de mult în natură. Pentru o mare majoritate a societății parentale um, era un concept total nou și greu de înțeles din anumite puncte de vedere. Mergem cu copii în pădure de două ori pe săptămână, păi și ce faceți acolo? Păi învățăm. Păi cum învățați? Despre ce? Mai vine o ploaie, mai bat un vânt, mai cade o creangă. Am simțit o presiune constantă de a ajuta pe clienții mei și pe părinții care veneau către noi să înțeleagă mai exact conceptul. Mergem în pădure indiferent de anotimp, avem și noi limitele noastre, să zic așa, dacă vântul bate cu mai mult de 25 de km la oră, rămânem în interior pentru că nu putem să ne bazăm pe structura copacilor din, pădure și nu mergem dacă temperaturile coboară sub minus 15 grade. Mediul din pădure și natura te stimulează foarte mult, se schimbă în permanență. Ceea ce am constatat eu în aceste ieșiri este că natura poate fi educatorul copilului tău, fără ca tu să intervii foarte mult și asta mi-a plăcut foarte mult. Și mai exista o stare de calm a copiilor, conflictele se diminuau, existau atât de multe elemente noi care ridicau multe semne de întrebare. Totul este despre curiozitate și fascinație în educație. În momentul în care fascinezi un copil prin demersul uh, pedagogic, toate procesele minții încep să lucreze și și ale sufletului, le spun eu. Contactul cu natura este de neprețuit și deja studiile ne spun Că un copil care, în prima parte a vieții lui, își petrece foarte mult timp în natură, devine un adult care nu mai poate sta departe de natură. Și acest nu mai poate sta departe de natură implică, bineînțeles, și grija pe care o poartă. Am francizat conceptul. Prima cerere a fost din Sibiu, am francizat acolo, după care a urmat Timișoara după care Aradul, care deja avea acest tip de identitate educațională, există cinci grădinițe la noi în țară, pe acest sistem. Unul din lucrurile cele mai, cele mai importante până la urmă în această meserie este să știi să fii empatic. Fără empatie nu poți să faci asta Așa cum ar trebui, și până la capăt, și într-adevăr cu o profunzime, avem nevoie, de fapt, de dezvoltarea unor comportamente de învățare și de o dorință de a învăța și de o curiozitate de a descoperi. Fără aceste lucruri, așezarea copiilor în bănci cu niște manuale la care lucrăm foarte mult și uh, uh, niște structuri foarte încărcate anuale, de fapt, nu le facem niciun beneficiu, ci un deserviciu. Am uitat, se pare cu toții, sau poate nu am știut niciodată, să ne uităm la copii ca la niște ființe înzestrate deja pe această lume, cu niște capacități extraordinare. Și atunci avem impresia că noi trebuie să le arătăm cum se face, noi trebuie să le arătăm cum să gândească. Dar nu este vorba despre asta, este vorba de a ajuta copilul să fructifice darurile cu care el deja vine pe lumea asta. De ce îți place să le spui oameni mici și mai puțin copii? <laughs> De ce îmi place să le spun oameni mici? Pentru că sunt oameni mici și pentru că, poate pentru că la baza pedagogiei pe care o practic stă respectul pentru copii. În momentul în care uh, interacționez cu ei, în primul rând, te gândești la asta. E la fel ca mine, e un om ca mine și asta ține tot de area empatiei, doar că el este un om mic, iar eu sunt un om, un om mare. Grija mea cea mai mare este această uh, dependență pe care o avem cu toții față de platformele de socializare, pentru că să ne înțelegem, tehnologia este foarte importantă în viața noastră, uh, ne ușurează procesul evolutiv, dar. Uh, un copil nu știe cum să gestioneze toată tehnologia care îl înconjoară. Copiii aceștia trăiesc într-o lume în care există lumini și sunete continue. E o problemă la ei cu capacitatea de concentrare. În momentul în care el folosește o realitate virtuală excesiv, copilul nu se mai poate conecta la lumea reală. Dacă eu îi arăt unui copil preșcolar de 2 ani, 2 ani și jumătate, cântecelul Old McDonald had a Farm, Într-un filmuleț, unde totul se mișcă foarte repede, sunt foarte multe desene, sunetul este destul de alert, și ulterior îl voi duce la o fermă reală de animale, conceptul de fermă în capul copilului este definit deja altfel. Știi nevoia să fii pentru copiii tăi nu doar o mamă, ci și un educator? Niciodată niciodată. Subiectivismul pe care îl are fiecare părinte nu poate fi controlat. Am încercat să mă țin la distanță și să fiu mai mult în rolul de mamă, adică nu neapărat să explic metoda prin care putem să învățăm ceva, ci să fiu acolo mai mult cu suportul emoțional. Sunt aici lângă tine, uite, hai să vedem în timp cum le rezolvăm pe toate. De ce ți-e cel mai frică? De faptul că Există posibilitatea să ajung să trăiesc într-o lume în care aspectul uman se stinge. Există oameni care debordează de iubire, empatie, umanitate și nu vreau ca acești oameni să nu mai existe la un moment dat din cauza poate a evoluției noastre nu foarte fericite.